Works. Eu sunt cer data asta în română, că am înțeles că în engleză nu toți foarte bine înțeleg, dar mă scuzați deodată pentru că eu română nu știu atât de bine. Eu din tăi vreau să spun pur și simplu de tools care eu le folosesc, dar inițial am vrut să vă povestesc puțin despre istoria mea și câte, să spunem așa, fuck-up-uri am făcut eu. Și în baza asta deja îți povestesc o parte din tools. Irina deja o acoperit careva parte de asta, eu unele slides pur și simplu o să le dau skip, dar să începem. Deci, eu acum am 24 de ani, eu lucrez de la 16 ani și am învățat la colegiul de programare, am învățat la economie la Universitatea de Stat și făceam foarte mult volunteering, adică încercam să mă implic toate posibilitățile care existau în jurul meu, pentru că eu înțelegeam că dacă tu vrei să faci ceva la noi Moldova, tu trebuie să faci asta singur. Adică la mine părinții nu au acolo miliarde în bancă și sunt oameni simpli, de-aia numai eu pot să cred în mine însuși și să fac ceva. De-aia, când abia am început, eu nu aveam nicio idee deloc de ce înseamnă startups, ce înseamnă business, ce înseamnă careva chestii. Și m-am încadrat într-o companie, într-un startup, care pe atunci nici nu avea denumire. Era, pur și simplu, un etaj cu 7 băieți care erau programatori și eu. Și cam așa s-a început istoria mea. Erau foarte multe challenges care eu am avut în această perioadă, pentru că eu atunci am finisat abia colegiul, încercam în paralel și să învăț și cumva să înțeleg cum asta tot de structurat. Prima ce trebuie să înțeleg asta ce înseamnă însuși un startup, pentru că atunci eu nici nu știam că așa cuvânt există, da? Cumva mai multe informații, ea mai este, dar 5 ani în urmă cumva n-am avut o posibilitate să înțeleg așa ceva. Și noi ne-am încadrat în cadrul unui program unde cam tot așa se explica că, hey, you know, actually there is such thing as startups. Și atunci eu am înțeles că tare e destul de interesant și oameni simpli, fără cunoștință, tot fac chestii și schimb lumea într-o manieră care până acum nu a fost făcută. Și mi-a devenit foarte interesant, am vrut să înțeleg mai multe chestii și atunci am început să utilizez Google leac mai mult decât până acum și să folosesc Facebook leac mai puțin decât înainte. Prima ce am făcut, eu am găsit un curs de la Oxford, de la referitor de startups, care pur și simplu explica ce asta înseamnă. Asta pentru mine a fost prima chestie care, aha, ia că cum Facebook-ul a crescut. Dar ei tot erau oameni simpli, adică asta nu cineva genial face, adică chiar tu poți să-ți faci. Și pentru mine asta a fost un moment super interesant care m-a pus pe mine să mă gândesc în această direcție. A doua problemă care eu am identificat este că eu n-am idee cum să lucrez în echipă și eu nu înțeleg oamenii din lumea de IT. Chiar dacă eu am făcut colegiul de informatică, nu prea a ajutat. Da, eu, adică mie îmi plăcea asta chestie, dar ce se învață la noi, la colegii, nu știu, la universități, nu ți-e de ajuns că tu să încerci să faci companie proprie. Adică dacă tu vrei chiar ceva să faci mai serios, tu trebuie singur să mai lucrezi în afară de asta. Adică nu, pur și simplu, în free time, ok, deși gata, eu sunt cel mai mintios, am universitate, am colegiu și nu fac nimic. Dar tu trebuie să investești foarte mult pentru tine, ca să poți ceva să faci. Mini băieții m-au tras la Rails Girls, atunci am făcut primul meu proiect propriu. O failuit total, dar eu am învățat că ce nu trebuie de făcut, că să failuiești. A treilea, care a fost tot o metodă interesantă, că noi, numai când am început, spuneam că eram 7 oameni plus eu, și cam undeva în timp de jumătate de an, noi am crescut la 15, adică noi ne-am dublat. Și atunci au început să apară foarte multe probleme, pentru că la început noi, pur și simplu, spuneam că, nu știu acolo, Vasea, tu faci asta, Vania, tu faci asta, nu știu acolo, Mașa, tu faci asta, dar după aia deja nu era posibil să gestionezi echipa prin așa metodă. Și am început să googlez de ce e asta Agile, Lean, Startup, Canvas, Sprint, chestii genul dat. Iarăși, cumva se primea și intuitiv, dar foarte mult vorbeam cu lumea din comunitate, că să înțeleg dar cum lumea lucrează. La noi erau foarte multe persoane care nu aveau foarte multă experiență și cumva s-a primit că noi trebuie să învățăm learning by doing. Și, ok, viața personală nu exista, dar tu lucrai, leac mult. Iarăși, depinde ce vrei.
Pentru mine a fost o oportunitate ca să găsesc atunci ce am început să înțeleg că ok, nouă în echipă deja ne trebuie un PM sau cineva care gestionează echipa, pentru că nu este posibil cum noi acum lucrăm. La noi, pur și simplu, foarte multe procese se dublează. Atunci noi am luat un PM și am început deja să lucrăm, să utilizăm GitLab, chestii cu sprints și cu ceva de genul. Inițial ce am făcut eu în echipa noastră, eu am spus că eu vin de voluntarism, deci fiecare suntem egali, toți facem un ad hoc și decidem împreună și guess what, asta nu lucrează. În timp de o lună, noi aproape n-am făcut nimic. Adică al noi era jumătate de zi de just meetings, unde eu întrebam lumea, dar și noi să facem? Și într-un moment dat, niște băieții care erau în programare, Liza, dar știi că eu că tare nu vreau să fiu la meeting-ul ăsta, pentru că eu mă chin, eu scriu cod, prostă spune și să fac. Și într-o așa metodă eu am înțeles că ad hoc is not the best thing, pentru că productivitatea noastră era aproape mai spre zero, dar nu cum era înainte. Și atunci am înțeles că catare framework-ul este sunt foarte, foarte importante și ad hoc sau un fel de common decisions in startups nu lucrează. Fiecare trebuie să aibă o responsabilitate oarecare și numai prin așa metodă putem ceva să facem. Next one. Noi, dacă țineți minte, Traian a spus de waterfall și primul a spus de lean. Deci, inițial, noi am făcut un fel de waterfall approach, unde noi am spus că well, noi vrem să facem în aplicația noastră să avem 3 feature-uri, ele arată așa, hai băieți, facem. Ne-am dat la designer, tak, aici nu-mi place, aici mai gine, hai că așa luăm asta, am implementat. Am făcut noi asta și încercăm deja să vindem, dar nimeni nu cumpără. Și noi tăi, da, care e problema? Așa, aplicație ideală, iau-te și de frumos, nu tare scump, și nu vă place. Și atunci noi am început să vorbim cu oamenii care noi vinem și zic, da, e că asta nu ești, da, asta nu ești, da, asta nu ești, ne zic, maybe this is the problem. Și pe timpurile cele de-am noi ne-a cunoscut cu Romana, ea tot o să aibă aici cursul anume parte de UX, care a avut un curs pentru UX. Și deci am decis să merg cu designerii, pur și simplu să înțeleg de ce e asta. Și cum s-a primit, că atunci noi am înțeles că este un punctele cele mai importante, în primul rând, să înțelegi ce vor auditoriul tău, ce vor userii care tu încerci să soluționezi problema lor și în baza la asta numai să construiești produsul însuși. Atunci am învățat că tot ce noi acum până acum am făcut este un trash total, dar asta este destul de normal, pentru că dacă tu ești happy despre primul tău produs sau ție el îți place, înseamnă că tu n-ai pivotat foarte repede. Pentru că în startup este cel mai important, cum se spune în engleză, un fel de fail fast. Adică trebuie să iterezi cu cât mai multe ori posibil să înțelegi ce lucrează, dar ce nu. Adică it might not look amazingly good, dar inițial el pur și simplu trebuie să lucreze. Și, de exemplu, atunci eu am înțeles că noi putem să desenăm așa pe o foaie, chiar dacă eu nu-s designer, prostă să fac așa o schiță și să arăt la lume, și lumea să zic că asta e bun, e că asta nu înțeleg, și tot așa. Și atunci, în așa mod, noi nu cheltuiam timpul la designer, la programator, la tot în jur, dar noi pivotăm cu mult, mult, ori mai mult. Next one era de parte de marketing și sales. Într-un moment când noi deja am înțeles că, ok, noi deja aveam user base nice, lumea cumpără, înseamnă că mergem într-un loc bun. Dar cum noi să facem așa, că din ceea ce noi avem la acest moment, să creștem aceste numere exponențial. Și atunci am început să aflu și de marketing și de sales. Prima cu marketing era că am început să cad un ads company care o să pur și simplu să dea bani și să-mi facă pentru că sunt experți. Ei am încercat, nu lucrează. Cam se primește că dacă tu nu știi foarte bine your target audience, nu știi și țări, tu vrei să duci, pentru că eu am spus că well, noi vrem să știm 70 de țări deodată. Ia că 70, tăi le vreau. Și noi ne dat un buget acolo de 50 de mii de dolari. Și noi taki pe lună. Și noi, cred că noi nu putem să ne permitem să ne ducem pe 70 de țări. Da, să încercăm câte una. Și noi am înțeles că chiar lucrând cu o agenție, nu toate agențiile destul de lucrează bine dacă tu nu-i controlezi. Și atunci am început să citesc eu un de marketing și am luat o persoană care știe o leac mai mult despre asta. Și se primit că noi când am început să construim in-house marketing, a lucrat cu mult mai bine.
dar iarăși asta a trebuit eu din tăi să înțeleg. Firma eu a luat un băiat care a început să facă pentru noi marketing și într-un moment dat, când eu nu verificam inițial, când mi-a plăcut băiatul sales prost, ideal, și într-un moment dat eu mă uit pe Facebook, văd o reclamă în limba germană targetată pe Moldova pentru oameni până la 80 de ani. Și eu mă întreb, dar îți pare că aici e ceva не то. Кажется, что-то пошло не так. Și într-acel moment eu am înțeles că, ok, trebuie de verificat încă ce face echipa ta, mai ales cei noi care vin. Pentru că chiar dacă ei îți vin foarte bine în momentul când tu îl iei la lucru, după asta el poate să fie not de bun. Deci, da, la noi am avut foarte multă experiență cu echipa, pur și simplu, da, tare fun. Pe partea de sales, inițial noi targetam B2C, într-un moment dat noi am pivotat produsul nostru în B2B, dar asta e altă parte de fail care o spun mai târziu, dar ideea era în aceea că la B2C noi putem asta să facem pentru că noi deja am înțeles. Dar la B2B istoria e total diferită. Acolo tu trebuie să ai physical meetings, presence și chestii de genul dat. Și în cazul nostru, la noi auditorie era o banchir. Și înțelegi, da, eu mă duc la un banchir, așa e un costum de ca, tăt casa mea și jumătate Moldova cu asta. Și как бы eu vin și piciuiesc și el такой сует la mine, cine ești copilul, tu te ești. Și era destul de greu de înțeles de ce noi inițial nu puteam să vindem. Până ce nu ne-a dat seama că, ok, abordarea trebuie să fie un pic les diferită. Noi trebuie să avem un dress code anumit. Prezentările noastre trebuie să fie stilul schimbat. Noi trebuie să deja să avem niște, să spunem așa, documente pregătite pentru ei, care noi, ei să înțeleagă și să vorbim în limba lor, dar nu în limba noastră, de programatori slash startupi. Și atunci când noi am înțeles că noi trebuie să vorbim cu auditoria asta de perspectivă de limbajului, de perspectivă de case studies și deja probleme care noi le rezolvăm, noi am început să vedem. Dar iarăși asta ne-a luat nouă aproape 5 ani, să înțelegem toate procesele este. Nu e așa de ușor, acum îi spun iarăși, voi aveți puțin mai multe resurse, noi am avut posibilitatea să învățăm și să ne batem cu capul în perete câteva ori, dar cumva la noi era ideea că we will know ceva. Tare fan asta a fost, eu, dacă честно, eu când nu m-am început să piciuiesc, eu tare mă temeam la mine, просто simplu, мыли erau тети Woody, eu uneori spuneam de pe foiță, pentru că, Doamne ferește, să uit un cuvânt. Три зали înainte de asta, eu просто матринам cu piciu în față la, cum, mirror? Oglinde, la oglinde, pe la echipa mea povesteam, ei făceau un video, eu înțelegeam, uite ce-am uitat, dar propoziția asta nu e așa, dar nu știu ce. Până și eu, cumva, asta vine cu timpul, dar iarăși, eu m-am dus încă era la noi un club aici de, cum de învăța, la Toastmasters, adică ceva, orice, care să mă învață pe mine să vorbesc și în engleză și să mă învăță pe mine să nu mă tem de voi, da? Asta e Cătărin Oșa, așa. Dar iarăși, asta vine cu timpul. El nu vine cu jumătate de an, cu un an, dar vine. De asta nu vă temeți. Este foarte important să fiți prezenți la anumite conferințe, dar când vă duceți acolo, trebuie să înțelegeți care este scopul vostru, cine vreți să întâlniți și numai în așa mod voi să puteți să luați achieve your goals, să spunem așa. Și cel mai fun a fost startup failure. Deci, cum spuneam, noi când am început, chiar dacă eram în Salt Lake, noi am avut alte idei, ce noi vrem să facem și noi atunci vrem să facem un personal finance management app. Și la un moment noi eram aproape 20 de oameni, totul mergea ideal, noi beream la diferite concursuri, la noi a început să apară user audience, da, target audience, au început să apară să vină bani, dar mai departe nu creștea. Și noi nu înțelegeam de ce. Și am mers noi la o conferință, unde noi vroiam să luăm investment funding, acolo de 3 milioane sau ceva genul. Și când am început să vorbim noi cu investorii, toată lumea a început să-mi spună, băi, băieți, PF, adică marketul în care vă sunteți, el nu are. Adică business, ideea voastră, cam o leacă nu coincide cu ceea ce trebuie pe piață. Și în acel moment ne-a dat seama că, even though it's our baby, but apparently it's gonna die. Și asta nu e cel mai plăcut chestie pe lună, mai ales dacă tu faci asta de 3 ani, dar shit happens. Și asta a fost numai din perspectiva de ce, că noi încercam să construim ceva cu mentalitatea și cu problemele de locația asta, dar să vinem asta într-o țară unde problemele astea nici nu există.
Adică eu cum mă trăiesc în Londra și pur și simplu eu nu pot să folosesc aplicația care noi a făcută pentru că it's useless there. Și acolo sunt chestii gen dat free of charge, noi încă vrem bani pentru asta. Și așa probleme există, dar ele se sunează doar prin talking to people. Și atunci când noi am failuit, noi am înțeles că ok, băieți, noi am failuit aici, dar noi în back-end avem o chestie foarte unică pe piață, care poate fac încă 5 companii de lume. De ce noi nu încercăm să mergem cu asta? Și în așa mod noi am schimbat de la B2C la B2B și noi vindem back-end-ul nostru. Și la acest moment noi am crescut tare super, noi undeva, spune așa, avem 50 clienți, care în mare parte sunt bench foarte mari, adică e acolo ING, societăți generale și chestii gen dat. Noi vindem parte din infrastructură și delegare, de transfer de informații între bench și cumva noi acum am ieșit la undeva 70.000 ca revenue pe lună și noi acum căutăm o rundă de 15 milioane. Și like we're super happy, merge tot tare bine, slavă Domnului, ți-a dat foc, cum spune. Dar da, adică chestii se întâmplă și de la acel moment noi credeam că gata, noi ne închidem și la revedere. Da, din păcate, când asta s-a întâmplat, nu toți au putut să meargă pe acest drum, pentru că tu când construiești ceva și chiar pentru mine asta era copilul meu, pentru că eu am investit tot timpul meu liber, era super greu, eu jumătate de an eram pur și simplu în minus, dar și se întâmplă. Pur și simplu trebuie să înțelegi care este problema și cum tu schimbi, cum a spus și Traian, da? Că chiar dacă tu aveai o idee genială și tu n-ai testat-o, maybe there is something else there. Alte chestii au fost că în acel moment eu am pierdut foarte mult parte de echipă, adică din cauza că nici eu n-am avut motivație, eu nu puteam să-mi motivez pe restul și eu am pierdut foarte multă parte din echipă, adică noi am pierdut niște oameni super buni, dar iarăși, shit happens. Dacă tu nu poți să-mi motivezi echipa, you have nothing to do about it. De asta este foarte important tot timpul să menții spiritul și să ai tot timpul un fel de entuziasm că să motivezi pe restul tot. Dar da, ideea mea e că you can fail a lot, dar cum spune și Thomas Edison, adică el nu a făcut fail de 10.000 de ori când a construit la păcășeia, dar el a găsit 10.000 de ori cum nu trebuie făcut. Și de asta și ideea mea e că you should never literally give up, adică tot timpul este ceva, dacă sunteți o echipă bună și aveți, spune așa, deja o înțelegere între voi, voi, pur și simplu, o schimbați ideea, o să pivotați pe piață și o să găsiți ce voi vreți să faceți. Asta este cel mai important, pentru că sunt un milion de idei în toată lumea, dar cum voi asta îndepliniți și cu echipa care îndepliniți, asta este cel mai important chestie care contează. Și încă o chestie, de unde apare spiritul ăsta și energia asta de a motiva pe restul, este că tu trebuie să faci doar aceea ce tu chiar vrei să faci în toată viața ta. Adică, să vă gândiți, nu știu, plin, e că asta e chiar a meu, adică ideea asta pur și simplu rupe, eu sunt gata să investesc tot în trans. Dacă voi n-aveți spiritul ăsta și voi înțelegeți că, mă, e tipa interesantă, как бы, nu știu, вообще nu vă apucați, pentru că n-are niciun sens. Eu, în primul rând, voi trebuie să aveți motivație, pentru că shit happens all the time. Și dacă tu nici asta n-ai, pur și simplu să duci de acolo. De asta, pentru ce să începi ceva, cred că știi că pe albumul ăsta lucrează. Și ideea mea e că ca antreprenor tu tot timpul ești fițați chinoz. Adică tu închizi toate borțele existente în companie și toate problemele tu le rezolvi. Da, bineînțeles, tu delegezi dacă ai cui, dar în multe cazuri nu ai cui. De asta, cele mai mari probleme, în primul rând, tu iei ca fondator. Pentru că echipa ta trebuie să simți safe după spatele tău. De asta trebuie să știi destul de multe chestii, normal că tu poți să ruiești asta cuiva, dar dacă voi sunteți vă 2-3 founder, asta este cel mai ideal, pentru că atunci voi delegațiile astea puteți să faceți între voi. Referitor la time management. Eu că tare am fost, e că noi ne știm cu Irina după 6 ani și 5 ani urmă eu am început să implementez ceea ce i-au arătat astăzi vouă. Time management e super important pentru un antreprenor, pentru că tu ai cel foarte timp puțin limitat. Unica și nu-mi place că lumea zice că n-am timp.
Voi aveți timp, el egal cu 24 de ore pe zi. Voi, pur și simplu, trebuie să prioritizați chestiile care le aveți. Și asta, pur și simplu, înseamnă că chestia care eu îți spun ție, deci că n-am timp pentru asta, nu este importantă pentru tine. De asta, când tu ești într-un startup și tu înțelegi că, ok, e că eu am timp de lucru, nu știu, pe 12 ore, care eu nu dorm, da, sau nu știu, ei, pot dormi la mai puțin, dar, iarăși, tu trebuie să înțelegi cum să faci așa, că prioritățile tale să fie într-un mod, cum a spus Elina, iarăși 20-80. Pentru că trebuie, în primul rând, să faci ce e mai important și după asta, aceea ce îți rămâne, reușești, gine, nu reușești, e nimic strașnic. O chestie care eu am găsit pentru mine este foarte importantă, cum spuneam inițial, eu pur și simplu lucram. La un moment dat, așa mod de viață, tot e foarte rău și dăunător, pentru că la un moment dat tu începi să nu ai balanța asta între prieteni și viață și chestii care ție ți-e important. Și dacă tu nu ai partea asta și ceva se întâmplă la lucru, tu cumva n-ai motivație deloc, pentru că tu n-ai niciun suport în viață și tu n-ai niciun interes. De asta este super important că voi să aveți careva hobby sau prieteni sau da, familie care vă suportă. Pentru că dacă asta lipsește, în caz că ceva se întâmplă la lucru, what you're gonna do? Eu tot adaug chestiile personale în calendar, dar pentru că dacă ați văzut calendarul meu, it's just crazy, adică marți eu plec în Londra, sâmbătă eu trec eu în Belgia și tot așa, adică e o leacă de căpeț. De asta chiar și, nu știu, sun mama, la mine scrie notificare, acum sun mama, adică dacă nu, da, mă spunească. Ce eu pot să vă spun de ce eu fac, din așa chestii mai interesante, eu, de exemplu, utilizez Evernote, dar iarăși știi cum se spune, cu každava e svaia sistema. De asta, oricum, voi să vă găsiți flow-ul vostru, care voi aveți. Pentru mine ce a fost important, că eu, pur și simplu, mi-a venit o idee sau cineva mi-a spus ceva și eu, aha, interesant, da, să scriu. Chestiile astea, eu să le notez, pentru că uneori, chiar, pur și simplu, în dialog, ți-e vine o idee cum să vezi problema așa care tu ai avut, ai cădeam o de o lună acolo, când ai cășești, tu aici, hop, și te aduci aminte. Și dacă nu scrie moia, este șansă că peste 5 minute tot să uiți. De asta eu tot timpul ne scriu un telefon care este sincronizat cu notebook-ul meu. Eu inițial scriam un notebook, în cum, paper, pe foaie, dar adică eu am scris câteva blocnote până ce n-am trecut la digital. Iarăși, cumva e mai comod. Pur și simplu, problema mea în foaie este că, pe urmă, trebuie blocnotul ăsta să-l desfășori până ce nu găsești anume notiță și aia. A doilea e că eu utilizez Pocket. Asta e că cum cineva își reiește o chestie interesantă, un link sau ceva. Și eu vreau să-l citesc, dar acum n-am timp. Eu ne-l dau cu mine în Pocket și, de exemplu, de pe web, și el automat vine și la mine în telefon, în aplicație. Și eu când am timp liber, nu știu, acolo stau în rând după cartofi, la medic, nu știu ce, eu își citesc. Iarăși, să utilizez tot timpul posibil. Acum eu merg mai mult în metro și pentru că acolo o leacă e greu de citit, pentru că stai ca silotcă, transportul nostru public este ideal, serios, vă spun. Eu ascult podcasturi. În fiecare industrie sunt foarte multe podcasturi care voi puteți să ascultați. De exemplu, eu sunt în industrie de finance și eu просто o dofiga de podcasturi care eu pot să le ascult. Ele de obicei ies pe o perioadă anumită și voi puteți să ascultați asta în anumit timp. Ce? Googlește podcasturi VR. Have fun. Google, thank you. Da. Ce vreau să spun? Nu, serios, adică eu tot așa le-am găsit. Nothing special. Eu utilizez Google în mare parte. Pentru chestii de HT, încă este o chestie tare interesantă. De exemplu, la Google sunt un fel de alerts, care tu poți le setezi și, de exemplu, o dată pe săptămână sau o dată pe zi, tu îți primești alerts despre anumite cuvinte care ți-e interesant. Dacă tu ai ceva super specific, nu mi-o știu acolo, VR Studio SNG, nu știu acolo, da? Halloween. Tu poți să spui și dacă cineva în Google menționează chestia asta, ți-e să vină pe poștă anume chestiile care tu trebuie să citești. Plus la asta că oricum sunt anumite newsletters sau magazines sau ceva, journals, care anume sunt specifice pentru chestia care voi vreți să faceți, be it fashion sau nu știu ce acolo, anume finance, nu știu, IT, ceva relativ, n-am idei,
depinde ce vreți să faceți în viață, dar tot timpul se găsește careva sursuri care sunt cele mai importante și cele mai citite de industrie. Trebuie tot timpul să fiți la curent ce se întâmplă, pentru că atunci voi n-ați face ceva care la noi aici e problema, dar o să faci ceva care este problema leacă mai globală. Cum eu prioritez chestiile mele? Este așa, adică Irina vă povesti despre pomidoră, eu folosesc altă metodă care se numește Get Things Done, dar iarăși vă spun că metodele este, sunt o grămadă, Google vă pomași, dar care este, spunem așa, specificația acestei metode este că tu ai 5 tipuri de fiecare task poate fi împărțit în 5 tipuri. Primul este care eu îl fac la acest moment, adică ele sunt tasks in progress. Este chestii care sunt super importante și eu trebuie să le finisez, nu știu, super urgent. Ele sunt next actions. Și sunt care sunt blocate. De exemplu, eu aștept că colegul meu să-mi dea răspuns. Eu aștept că clientul meu să-mi dea răspuns. Astea sunt blocked. Sunt care long term, de exemplu, nu știu, într-un proiect care, spunem, eu trebuie să la o conferință într-o lună și asta e fel de proiect long term. Pentru că pentru a merge la conferință, eu trebuie să-mi gătesc materiale, carte de vizită, să mai văd cine e pe lista de participanți, cine e pe lista de speakers, să-mi scriu tot nii astăzi și să înțeleg cu cine vreau să mă văd, să aranjez toate meeting-urile astea, să le scriu la LinkedIn-lor, da? Pentru că tu nu te duci la conferință, prost să spusești, tu te duci acolo să lucrezi. Și someday maybe, asta că ne-a venit așa cineva, are o idee genială, dar как бы прикольно, dar как бы asta e backlog. Adică ceva care este destul de interesant, dar nu este prioritar. Eu utilizez pentru asta Trello, care este o programă destul de ușoară, iarăși asta mai mult pentru self-management, spunem așa. Programe de genul Trello tot sunt un milion și una. Mie îmi place că acolo lucrez pe metodă de cărți. Eu am 5 carduri care in progress, next action și chestii genul dat și, pur și simplu, când eu am ceva am făcut, iarăși sau de pe telefon sau de pe notebook, eu prost trag chestia asta și adică nu trebuie să scriu, să mă gândesc, șterg, iar scriu, iar șterg și chestii și tot așa. Ce vreau să spun despre team communication și inginerie? Sunt foarte multe tool-uri care există în lumea asta. Jira, de exemplu, e pentru, spune așa, echipe mai mari. Dacă voi abia începeți, nu utilizați proiecte super faimoase, pentru că asta este doar o metodă de a gestiona lumea. Voi trebuie să gestionați timp, în primul rând, mai bine. De-aia, eu aș propune vouă ceva tool-uri mai ușoare, gen Jira, dar puțin pentru mai echipe mai mici, pentru doar a începe. Chiar și Trello o să meargă pentru o echipă până la 5 oameni. Mai mult, deja e mai greu. Dar dacă doar începeți, să nu vă focusați pe tool-uri însuși, dar să vă focusați pe care este problema, ce eu vreau să încerc să rezolv și doar atunci să mă gândesc care este metoda optimă pentru a face acest lucru, nu invers. În termen de team communication, este famous Slack, of course, dar să vedeți că el are un fel de limitare de oameni și limitare de mesaje. Și voi dacă treceți limitarea, să trebuie să achitați. Și asta, pur și simplu, așa, just to consider it. Just saying, am să niște evrei pe aici. Și, da, noi inițial utilizam grupuri în Messenger, încercam și Skype, aveam și, pur și simplu, un fel de, sunt niște alternative de Slack care sunt open source, care sunt free of charge, care noi, de exemplu, utilizam. Dar iarăși depinde de voi și ce vă trebuie. Unica ce este super mega important este să utilizați doar un tool. Nu să scrieți prin Messenger și prin Telegram și prin Skype și încă un e-mail să-mi trimiți, pentru că atunci comunicarea voastră este foarte dispersată și dacă tu vrei ceva să încerci să găsești, tu nu găsești asta. Și tu nu să înțelegi ce task-uri cu ei dat. De asta pentru echipă este super important să găsiți doar un canal unde voi comunicați. Este tot destul de important unde voi faceți task assignment, pentru că comunicarea e desigur tare bine, dar eu îți spun ție ceva și lui și lui, dar eu nu știu de ce v-am spus eu în total vouă. De-aia trebuie și undeva specificați pentru toată echipa să vadă cine ce face, dar nu comunicarea dintre voi. Iarăși asta trebuie să fie un fel de task assignment tool unde voi să tot vedeți. În cazul nostru, noi utilizăm GitHub, GitLab pentru issues-uri și legate deja cu Jira, dar iar noi suntem de-am oleac 60 de oameni. Referitor de notificări, chiar și în echipă,
Mai ales tare îmi place când scriază chat-uri pe Messenger și adaugă vă 20 de oameni și scriu hai noroc și smile-uri trimit și asta e tare nice, mai ales tare îmi salvează timpul. Nu faceți așa, vă rog frumos. Dacă voi lucrați în echipă, chiar și noi avem chat-uri off-top, unde dacă tu vrei să vorbești ne pe teme, tu vorbești ne pe teme în off-top. Dar dacă tu ai ceva de spus, sau tu scrii persoane direct, sau dacă asta e legat de total, noi avem un channel care se numește General, care este informație primordială pentru toți. Dar aceste mesaje noi scriem foarte rar, pentru că noi înțelegem că, ok, hai noi am ușa scriem și ați spămim în chat-ul și ala, asta înseamnă că nimeni nu lucrează, dar trebuie să citesc chat-ul. De asta este important să specifici și să pui niște, să spunem așa, bariere între ce fel de comunicare merge pe ce fel de canal. Și atunci toți o să fiu leacă mai happy, mai fericiți, pentru că ei nu cheltuie timp în zadar. Unii, pentru unii, adică din experiență proprie, unii programatori tare iubesc să mai vorbească off-top, dar sunt unii care pentru asta, pentru dânsi, asta e pur și simplu, ei nu pot să lucrează și nu pot să focusează dacă iau o notificare care e o leacă pe teme. De-aia noi trebuie să cumva să încercăm să balansăm între toți și dorințele fiecare, dar să înțelegem că timpul care, spunem așa, eu cum scriu cuiva un emoji și ceva să transmit pe teme, asta înseamnă că, pur și simplu, eu nu am respect față de persoana aceea. Adică, din perspectiva asta, eu aș spune că first thing, then right. Pentru că e că când mie cineva îmi trimite, hai noroc, dar cum viața, și mai trimite acolo separat încă un semn de întrebare și nu știu ce, și nu vine la idee și mi-a scris 20 de mesaje, dar încă nu am înțeles ce vrea persoana și e, eu prost să nu răspund. Adică asta înseamnă că persoana, pur și simplu, pe mine nu mă respectă și, pur și simplu, adică eu nu înțeleg ce el vrea, dar de ce eu trebuie să răspund dacă eu nu înțeleg. De-aia, ideal ar fi, dacă vreți ceva scris, vă dintre ai băgăt ce vreți scris și, pe urmă, foarte structurat, într-un mesaj, dar nu 10, scrieți asta. Adică, vă rog frumos, adică și la Irina e tot aceeași problemă. Asta doar o metodă, eu nu știu, pur și simplu, vine foarte des mă adaugă niște chat-uri și e că scriu chestii genul dat și eu prost să le pun pe mute sau fac delete din sau lead the group. Și cam, vreți să scrieți în privat, sorry. De-aia, asta este destul de important când voi comunicați în digital, să arătați tot timpul profesioniști. Pentru că noi când începem, chiar uneori, mai ales dacă suntem prieteni, noi ne permitem puțin mai mult decât este, spunem așa, noi ne permitem cu un coleg sau cu un investor. Dar, iarăși, când noi vorbim de lucru, noi trebuie tot timpul să înțelegem că noi trebuie, în primul rând, să respectăm timpul unui altuia. Și dacă nouă nu ne greu, de trebuie să ne gândim cu 30 secunde mai uleacă mai mult și primul scriu un mesaj total, asta o să fie beneficiu pentru ambii noi. Despre smart deja o spus, eu, pur și simplu, schipănesc slide-ul. Una tot, așa un point important, mi-a ales pentru nu știu ce uneori se întâmplă, că da, să fac, aha, bun, ha, m-am dus. Dacă tu ai spus că tu faci, ap tu faci. Asta este foarte important pentru un antreprenor, pentru că atunci nimeni nu o să pune cuvântul tău care tu ai spus, nimeni nu o să dea valoare lui, pentru că, well, tu nu valorifici cuvântul tău, ce înseamnă că de ce eu trebuie să-l valorific. Și într-așa metodă, tu nu o să faci niciun win-win la altul. Eu am avut așa o situație, când abia începeam, 5 ani în urmă, trebuie să facem un meeting cu un mentor. Și pentru că noi eram la o conferință, programul se începea la ora 9, noi ne-am înțeles, ne vedem la ora 8. Într-un alt local, într-un alt oraș. Și noi eram cu doi băieți, și desigur, noi ne-am trezit acolo la 7, că să reușim, că nu știu ce, și până ce ne-am strâns, până ce nu ne-am pierdut noi prin orașistă, noi am venit la 8.02. Deci chestia că noi am trezat cu 2 minute, ne ne aduceau meeting cu 2 ani. Pentru că ideea era foarte simplă, lecția a fost foarte simplă, că, în primul rând, dacă tu întârzi sau tu nu don't keep your promise, pentru că ne-am spus că suntem la 8 acolo, asta înseamnă că tu nu mă respecti pe mine. Dacă tu nu mă respecti pe mine, de ce eu trebuie să cheltui timpul meu pentru să-ți ascult pe tine? Asta a fost prima. A doua, că în lumea de business, toți sunt foarte ocupați. Și mai ales dacă tu vorbești cu un mentor sau cu un investor sau cu potential client, și tu măcar un piculeț întârzi, ei nu ție o seriozitate. Adică putem spui și vrei, lor îi goleacă tot mă. Adică chiar dacă zici că, well, it was an emergency, we were lost, it's a new city, I don't know where to go, și chestii ce-am dat, e well, it's your problem.
Adică dacă tu nu știi unde ești, trezești cu ori mai devreme și cate pe tot orașul unde e asta, dar vin la timp. De-aia, dacă voi cumva vreți să scotinați în acest domeniu și lucrați cu clienții, asta e, știi, una din aceste chestii care eu m-am lăsat dat pe tot viața. Cu Word You Use, foarte des când eu văd unele mesaje, ei sunt grammatically incorrect. Da? Adică se mai întâmplă că tu nu știi limba, tu ceva, da, nu mai știi, nu știi ce, este destul de normal. Dar mai ales când eu văd asta pe site, da, publicat undeva pe web deja, sau în e-mail-uri care au fost răspite la mai mulți oameni și tu înțelegi că acolo greșeli, Doamne ferește, asta este absolut unprofesional. Dacă nu știți limba destul de bine, rugați un coleg care știe mai bine să verifice, vă duceți la niște cursuri, dar să încercați să fiți un piculeț mai profesional. Inițial, când voi doar începeți și voi nu știți, dacă voi spuneți că I'm sorry for my language, but, nu știu acolo, eu să încerc să vorbesc cum pot, dar mă scuzați, eu învăț. Este absolut de ok. Dar dacă voi să ce faceți și nu schimbați felul cum voi vorbiți, not so nice. Not, adică, pur și simplu, oamenii înțeleg și cu asta. Și altă idee este că, mai ales de gramatică, când tu vezi misspelling, asta înseamnă că tu când ai scris, tu n-ai atras mai mult de 30 de secunde la propoziția asta, adică eu am tăpat și normal că eu pot să tăpez și să fac niște greșeluți. Tot timpul înainte de a trimite orice scrisoare, eu fac un fel de double check, că scot toate chestiile astea, pentru că, iarăși, este absolut un profesional să trimite așa chestii. Da. Deci primele e-mail-uri care eu le scriem la domnii banchieri, când am început, eu tot timpul punem smiley-uri în e-mail-uri. Da, și odată mi-a spus că mai bine așa să nu faci. Am înțeles că походul nu trebuie așa de făcut. Dar așa ceva este foarte nice cu prietenii, absolut inappropriate când tu lucrezi cu clienți și cu clients și cu investors. Nici un smile, adică dacă nu vă știți, nu știu, n-ați băut acolo o bere și nu știu ce, și voi de-am simțit cei mai buni druși, chiar și în acele cazuri, dacă tu scrii e-mail, el trebuie să fie foarte profesionist. În Facebook, dacă tu știi personal și scrii, hey man, like, let's see each other tonight as well, tu poți deja să scrii acolo ceva, smile-uri și emoji. Dar în alte cazuri, nici în, mai ales în e-mail sau LinkedIn, niciodată nu se folosesc emoji. Chiar și smile-ul de cel simplu, tipa nice. Sau unii просто mai pun, știți cum este paranteză, da? La sfârșitul propoziției în loc de puncte. Don't do it. Da. Despre canale de comunicare. Irina tot a menționat asta, dar eu pur și simplu vreau să mai spun că uneori, mai ales eu, așa se mai întâmplă, că primesc niște notificări și prin e-mail și mai scrie și în Facebook și în LinkedIn, scrie tipa, da, ați văzut? Da, ați văzut? Da, ați văzut? Adică, dacă voi începeți să comunicați cu o persoană într-un anumit canal, keep it in that channel only. Da? Adică, de exemplu, în mare parte o să meargă totul prin e-mail, pentru că cel mai, dacă mai ales lucrați cu business și clients, asta o să meargă precis pe acolo. Dacă noi vorbim de echipă, deja o să meargă prin tool-ul care voi îl folosiți. Cu clienții care, nu știu, voi acolo aveți niște video calls sau ceva de genul, puteți utilizați Hangouts, Zoom și chestii de genul, da? Dar, iarăși, principalul comunicare o să fie făcută prin e-mail. Și este destul de important că e-mailul vostru să nu fie acolo floricica 1, 2, 3, dar să fie, da, să fie familia și numele, da, prin puncte, o separație, ceva de gen. Atunci asta arată mai profesional, chiar dacă voi încă n-aveți acolo your domain company name, dar gmail.com, oricum trebuie să fie puțin mai frumos. Referitor la LinkedIn, dacă o să lucrați sau aveți ceva o idee legată mai mult de B2B sau chiar dacă sunteți în B2C, este super important să aveți un LinkedIn foarte bine făcut. Pentru că lumea, în primul rând, care, chiar și vorbim de B2C, lumea care o să vrea să investească cu voi, poate echipa care voi recrutați, în primul rând, o să duc și să uite și tu ești pe LinkedIn. Pentru că Facebook-ul este o chestie personală, eu Facebook, de exemplu, nu adaug lumea din lucru, sau oameni care eu foarte bine deja m-am cunoscut, dar pe toți de la lucru eu îi adaug doar în LinkedIn. Pentru mine asta e o rețea profesională, eu acolo chiar și mă folosesc și de feed, eu văd ce noutăți sunt, eu, adică pentru mine asta e anume industria mea și oamenii care eu îi cunosc sunt acolo.
ce eu făceam, pentru că inițial când am construit LinkedIn, la mine era un fel de terminat colegiul și el să aici, cam așa. Eu încercam să adaug experiență chiar de voluntarismul meu, să încerc să mă adaug cu colegii care eu știu, lumea care deja nu ne-a cunoscut. După orice conferință, eu neapărat adugam toată lumea de care m-am văzut la conferință. Chiar și înainte de conferință, eu uneori adăugam și scriam că hey, I've noticed you're gonna be at that conference, let's meet, sau ceva de genul. LinkedIn este super nice pentru, pentru orice antreprenor, pentru că prin așa modalitate tu poți să scrii aproape cui vrei. Adică toată lumea e destul de responsive, de exemplu, nu știu, acolo de 10 e-mails care eu s-a trimit, cel puțin 3-4 o să răspundă, chiar dacă e C-level, nu știu ce, de la super crutaia companie. Dacă eu scriu foarte pozitiv și spun că mie mi-ar fi interesant să vă văd, pentru că eu văd că voi aveți experiența dată și eu chiar vreau să construiesc un startup în acest domeniu, vreau să aflu părerea dumneavoastră, eu sunt super responsive. Reciproci, answering, nu știu. De ce răspund? Răspund, da? Probabil. Și asta este destul de interesant, pentru că aici, dacă tu încerci să vii la un director sau cineva care este pe o poziție destul de înaltă, îți zic, cine ești tu de aici? Dar acolo lumea chiar îți răspunde. Adică pentru ei asta e destul de normal, tu să vii și tu să interesezi, să întrebi, ei sunt foarte lumii responsive, nu știu, răspundători. Da, mersi, sorry, eu am spus că cu limba o leacă la mine probleme. De aia, dacă voi vreți să comunicați prin, cu cineva să interesați mai adânc, mai ales la companii care sunt destul de vestite, să vorbiți cu lumea de acolo, LinkedIn e o metodă foarte bună de a face acest lucru. Cam asta e pe aici. De referitor la notificații. Irina tot a menționat asta, dar eu, pur și simplu, o să-mi fac încă o dată așa un double check. Uneori tu stai la call, sau uneori tu vorbești, ești la un meeting, știți acolo, nu, ți apare de notificări la Instagram, de exemplu, mai ales că acolo, nu știu, Anișoară, a pus un like pe poza ta și asta te-ți văd. Nu-i tare nice, mai ales dacă tu faci un demo și ai făcut un screen sharing și acolo îți vine așa notificări, ting, ting, ting. Adică asta e cel mai profesional chestie care poate să se întâmple cu tine. De-aia, fiecare dată, mai ales când eu am ceva neresponsabile sau am un call sau ceva de genul, eu tot timpul sting notificările. By default, la mine foarte multe aplicații nu au notificări, de exemplu, la Instagram la mine niciodată nu e, adică dacă vreau pot să intru, să mă uit ce s-a întâmplat, dar nu neapărat că eu știu fiecare like care mi-a pus în fiecare moment, adică n-as mort dacă n-as mă uit de ori. Dar, de exemplu, nu știu eu, la mine Telegram, îți pare că să mai folosești așa destul de des, dar restul la mine aproape toate se stânsă. Pentru că asta e, eu sunt într-un task și eu am, de exemplu, nu știu, eu trebuie într-o jumătate de oră să-l fac și dacă eu văd o notificare, ești normal că eu să mă uit, deci să și e acolo. Și vreau să încerc înapoi, dar și când eu acolo mă văd, dar se pare că eu nu mai țin minte despre ce vorbeam. Și te trebuie cel puțin câteva minute, că tu să te refocusezi și să intri înapoi în task-ul ăsta. De fiecare dată când eu mă uit în notificare, eu pierd cel puțin 2 minute sau acolo, nu știu, chiar 30 secunde, să intru înapoi. Și dacă să puteți câte notificări voi prindeți pe zi și câte ori voi bați tot în telefon și ala, voi înțelegeți că voi ați pierdut o grămadă de timp, pur și simplu, să mă uit la notificări. De aia, cum le gestionați voi și cum vă mecuma deja singură decideți, dar, să spunem așa, un advice în genere este că să vă străduiți toate chestiile care vă deranjează și care vă amestecă să realizați careva task-uri, să fie stânsă by default. Dacă vă e tare interesant, voi puteți, nu știu, în pauză de cafea sau când ați mai ieșit să mai trageți un gât de aer, atunci să vedeți ce s-a întâmplat în lume. Dar nu neapărat știți cine acolo a postat pe Facebook și animaluță și chestii de dată. Mie tare îmi place să merg la conferințe și la networking, dar niște chestii foarte simple de bază care eu v-aș sugera să faceți este, prima, dacă voi ați notat, la noi, aici e destul de bine, dar dacă să vedem în partea aceea, la noi cam toate locurile de urmă sunt ocupate, iar locurile din față nu sunt ocupate. Deci asta se întâmplă numai în Moldova. La orice conferință tu nu te duci, destul de mare, toate locurile din față sunt ocupate imediat,
Iar dacă tu vii ultimul, tu stai în Narnie. De ce? Pentru că, în primul rând, tu la orice conferință vrei să afli și să vorbești cu mentor, cu speakers, pentru că asta este o persoană care cu ceva poate să te ajute pe tine sau pe compania ta. Dacă tu stai în primul rând, eu cu tine am precis mai mult interacție decât cu, spune așa, domnul din spate, da? Pentru că eu nici nu-i văd aici. Asta una. Deci, vizual, deja eu te-am vizionat. A doua. Tot timpul este 3 minute, 4 minute de întrebări. Dacă tu, de exemplu, o să-mi dai mie o întrebare, eu precisă să mă memorizez. Și dacă după asta îmi vii și zici că, o, mie așa tare mi-a plăcut, dar așa ați vorbit, dar e că eu fac chestia asta, dar dacă aveți 5 minute să mi-ai spuneți o chestie, două, ce fac bine, ce eu nu fac bine, eu aș fi foarte recunoscător, omul o să fie cu mult mai receptiv decât o să vină, de exemplu, cineva din spate, care eu nici n-am văzut, nici n-am ascultat nicio întrebare, și o să spun mie, mă scuzați, dar voi aveți 5 minute pentru mine, zic, da, și nu ești, mă. Când dai în pace, beau cafea și gata. De-aia este super important că, mai ales la conferințe sau la networking care voi vă duceți, să vă străduiți să interacționați cu mentorii. Adică, da, eu cinstit inițial pentru mine a întrebat o întrebare, asta a fost, Tomi Ferești, dar cum eu să întreb întrebare și aia, dar ce să fac? Și eu scrie pe foaie, citem întrebarea și aia de 5 ori pe ce nu mi-am răzat, ridicam așa un fel de mână, dacă mă vedea, și cumva îmi dădea un microfon și el și eu citem de foaie. Adică eu așa de tare mă temeam să întreb întrebări, dar eu înțeleg că dacă eu asta nu fac, este zero șansă că el pe mine să mă memorizez, da, sau ea. De-aia, iarăși, totul se antrenează, principal să ai dorință, dar astea sunt doar primele chestii de bază care tu trebuie să faci la networking. A doua, trebuie să ai tot timpul card de vizită, chiar dacă nu mă începi, oricum ar fi de dorit tu să ai ceva scris pe card, pentru că de exemplu, dacă eu ți-ai dau un card și tu n-o să ai, eu leagă straniu arată. Da, tu poți să pui cauntat acasă, inițial, dar în un alt moment trebuie să-l faci. Și destul de bine că când tu primești cardul, pentru că la conferință de obicei vorbești cu, nu cu unul și cu doi, dar cu 20, 30, 50, la spatele cardului acela tu să scrii că, uite, persoana asta m-a interesat cu asta, ia că ce fel de follow-up eu trebuie să fac. Și în așa mod, tu nu o să uiți cu câte persoane ai interacționat și ce trebuie să faci când vii acasă. Pentru că, iarăși, tu nu te duci la conferință pentru fan sau tu nu te duci la conferință pentru a face prieteni sau de a vedea orașul, cu ce s-a sunat. Dar, în primul rând, tu trebuie să înțelegi că eu m-am dus la conferința asta, eu am cheltuit 3 zile cel puțin. Spune așa, conferința de obicei costă bani, pur și simplu să primești bilet. Dar încă te costă cazarea, transportarea acolo, și tu nu lucrezi aici 3 zile. Trebuie să calculezi, ok, eu numai ce am investit, să presupunem, $1,000 în asta. Dar ce primesc eu în schimb de banii ăștia? Și când tu înțelegi că, plin, cac bă, asta e o leacă mult, înseamnă că tu o leacă mult, trebuie să primești înapoi. Și dacă tu o să faci, pur și simplu, chestiile astea, mai ales dacă tu ești participant, iarăși tu nu o să ieși cu nimic. Ce vreau să mai spun? Și tot o chestie destul de importantă, înainte de orice conferință este lista de speakeri care vor fi acolo sau uneori este și niște aplicații care vă vor da. Tot timpul studiez lista aceasta și îmi fac un tabel Excel care să înțeleg ce persoane mie mi-ar fi interesat să interacționez neapărat și cine ar fi tare nice să vorbească. Și tot timpul încerc să prind oamenii aceia, inițial încerc să-i scriu în LinkedIn sau în Twitter sau undeva unde ei sunt. Facebook nu este posibil pentru că Facebook este doar pentru prieteni. Nu faceți așa că atunci asta e un fel de stalking. Și dacă persoana răspunde perfect, dacă nu, eu încerc să-ți cineva care poate să mă introducă pe mine la conferință. Sau, pur și simplu, mai ales că la coffee pauză sau la când noi mergem la lunch, sprind persoana aceea, spun că bună ziua, bună ziua, dar voi ce faceți? O, ce interesant, e taman, aș vrea să vorbesc pe tema asta. Adică sunt chestii destul de mici, dar cumva lumea nu le știe. Și cam asta din partea mea, pentru că eu cred că Irina a spus cel mai mult deja din sesiunea precedentă și nu vă țin mult. Ceva resources care eu cred că sunt destul de useful, mai ales dacă nu mă încep. Acolo eu cred că șuruim slide-urile, da, Mari? Pentru că sunt niște, de exemplu, video care eu spuneam despre ce este startups și cum să înțelegi ce trebuie să faci de la universitate. Asta îmi pare că How to Start a Startup chiar e primul. Și sunt deja mai multe cărți, iarăși înțelegeți ce vă vreți să faceți, pentru că
resursuri sunt o grămadă, voi trebuie să înțelegeți că de aceste resurse este iarăși să ia timp și trebuie să prioritizați ce trebuie și ce vreți să faceți. De-aia eu aș propune vouă, pur și simplu, să citiți un fel de review la toate chestiile astea și înțelegeți, aha, asta eu știu, asta eu posicez mai pe urmă, dar e că să începem cu asta, da? Pentru că altfel voi ați vă pierdeți, mai ales dacă vă dau tăți mentorii câte o listă de 10-20 de cărți, atunci voi, pur și simplu, stați și tot viața să citiți cărți. Și încă o chestie, chiar și la mentori, oamenii sunt mulți, fiecare om are propria opinie, da? Voi inclusiv. De aia, de exemplu, la orice eveniment care eu mă duc, fiecare mentor înțelege ideea puțin altfel, fiecare mentor are feedback diferit și uneori chiar, spunem așa, feedback-ul celor care îmi dă mentorul este contradictoriu cu alt mentor, which is absolutely normal, pentru că fiecare om are experiență diferită. Din toate chestiile astea, eu încerc să asamblez și înțeleg ce o să lucreze pentru mine, în mare parte, sau dacă eu încă nu știu precis cât de acum, nu știu, acolo, trei mentori au spus, doi au spus așa, un așa, și eu încă nu sunt sigur, eu iarăși folosesc the power of Google, sau eu încerc să mă întreb pe cineva, să înțeleg care din tot ce mi-au spus mie este chiar relevant pentru mine însuși. Dar de a vorbi cu oamenii și de a afla întrebări la chestiile care voi nu le știți, este absolut normal. De-aia eu vă doresc foarte mult succes la acest program, cei care vor merge în continuare, și folosiți toate posibilitățile care vă vădeau. Nu știu, poate încă nu sunteți super gata de a construi, nu știu, next, nu știu, super huge company acolo, și tot vreo corporație, da? Dar poate de început și cu chestii mai simple și, who knows, poate într-o zi chiar ai deveni corporație și un unicorn cu 1 billion valuation. De asta, baftă vouă! Mulțumesc foarte mult, Liza, mulțumesc, Irina, mulțumesc tuturor mentorilor și iarăși partenerilor, celor care ne susțin, dar în mod de special vreau să vă mulțumesc vouă că rezistați și asta e probabil unul dintre cele mai ok filtre, pentru că inițial din 250 de aplicări, și cum v-am spus, noi am început să analizăm și să realizăm că sunt tare bune alte aplicări și este risc să refuzăm pe cineva care vrea să vină, vrea să participe, dar în folosul celor care nu pot. Respectiv, cum și-am preconizat să fie 70, voi sunteți în jur de 70 acum. Da, oricum, încă o dată repet, noi îți trimitem chestionar pe e-mail în care urmează să răspundeți la anumite întrebări din care noi să înțelegem la ce etapă sunteți. Multe întrebări, o să vizieze detalii din prezentările care au fost prezentate astăzi. Și nu numai, în general, din ceea ce ați înțeles și ce urmează în planurile voastre de viitor, pentru că de atât am pus așa mare accent pe personal effectiveness, pentru a înțelege cât de dedicați sau cât de disponibili veți fi după program să vă implicați total afacerilor. Cine din voi consideră că nu este gata să facă față la tot ce s-a spus, mai bine scrieți din start. Eu am primit deja multe răspunsuri în care așa și-a zis, eu încă nu sunt gata să mă implic, poate locul meu să fie în favoarea celor care tare își doresc, însă, iarăși, repet, fiecare zi de joi, în cele 10 săptămâni, va fi deschisă pentru tot publicul. Respectiv, puteți să beneficiați din plin de acest knowledge, plus este privesc EU, care o să fie alături de noi la toate lecțiile teoretice și la Demo Day. Cu astea fiind spuse, ne vedem joia viitoare! Merci beaucoup.